Dacă până nu de mult în municipiul Drobeta, Turnu Severin au existat mai multe asociații de bloc care aveau datorii și astfel agentul termic nu a putut fi furnizat la timp. Edilul orașului, Marius Creciu, a dorit ca această problemă să fie remediată, iar în prag de sărbători, toți severinenii să beneficieze de căldură. Furnizarea agentului termic a fost realizată în municipiul Drobeta Turnu Severin în data de 1 noiembrie, însă au existat un număr de mai multe asociații care au avut datorii la furnizorul de energie termică. Astăzi, în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local, edilul orașului Marius Creciu a menționat faptul că în momentul de față nu mai există nicio asociație unde căldura este oprită. Toate asociațiile am reușit să mai strângem din bani. Oamenii au înțeles că este un serviciu pe care trebuie să-l plătească, este un serviciu care nu este furnizat gratuit și în acest moment am mai lăsat și noi de la noi, să sperăm că ne vom înțelege în continuare cu administratorii și președinții de asociație. În acest moment nu mai există nicio asociație la care să fie oprită căldura, să fie oprit agentul termic. Începând cu data de 14 de anul curent, am pornit încălzirea și la cele 5 asociații care erau oprite. Am luat în considerare solicitarea locatarilor pentru că vine perioada sărbătorilor de iarnă. Copiii vor intra în vacanță și trebuie să le asigurăm confortul în locuințe. Datoria persistă în continuare la aceste asociații și au luat un angajament că vor plăti această datorie în termenul cel mai scurt. Așteptăm să se țină și de cuvânt. O veste mai puțin bună vine pentru persoanele juridice. În cazul acestora, taxele pentru agentul termic au fost majorate față de ultimii 6 ani, având în vedere contextul în care ne aflăm. Iar în ceea ce îi privește pe cetățeni, acestea nu au suferit modificări semnificative.